Să călcați pe toată talpa la urcare. Și când coborâm, pui întâi vârful piciorului la contactul cu solul. Da. Doar eu îl țin pe ăsta de fond. Unde? Să fiu și eu. Unde? Leagă și retrăi. Unde? Gata. Unde se le vede de gata? Nu am trecut.
Să se oprească acolo sus, să nu meargă prea departe, că trebuie să se întoarcă pe urmă dacă... Thank you.
am țipi de la băluți în gură. Și eu. Poteca merge până găsiți marcajul și acolo vă opriți la marcaj. La marcaj să vă opriți. Da. La marcaj ne oprim, copii! Înțeles! A zis să nu punem întrebări de astea. Ei, Marci, treci-te! Treci-te, Matanji! Mișcă-te! Matanji! Scăpară și de asta! Mai poți? Cum e? Ușor. Na. Mai greu de atâta nu o să fie. Luați-o în sus. Și Mianule în sus și Mianule. De ce vrei tu să te duci tot la vale? Alexandra, în acolo. Sus. Se vede urma noastră. Pe urma noastră. Ieșiți în bulevard, ieșiți în autostrada Soarelui acum. Să vă opriți unde ajungeți la marcaj, da? O să ne intersectăm cu poteca marcată. L-am spus, da. Uite-mi și eu. Uite, am apă în ăștia. Nu, e greu. Ți se pare când vezi așa în ansamblu. Nu știu, dar mie mi-a frică tot timpul de lălții. M-am urcat chestia aia de la top și mi-am lăsat de acolo. Vă jurați cum este pe unde nu e potecă și pe unde nu e marcat? Putea fi și mai rău dacă nu știam cum să ieșim. Am întrebat pe cineva? Poteca se trătaie acum cu marcajul, da. Poteca marcată. Ce frumos! Ce bine! Acum, pe potecuța asta, ajungem la poteca marcată. Da, dar ne-a spus ciobanul. Ei, pe potecuța asta, merg cu vitele la apă. E izvorul ăsta unde o să ieșim noi sus și mai e un izvor mai jos unde merg la apă. Pe potecă, pe unde vreți voi. Thank you.
Așteptați ca să mergem împreună. Mai am joc pentru 3 ore, să fiu sigur. Îți mai dau dacă vrei, dacă vrei. Gata, bun jumate. Știi, duleam am pusă până aici. În setacule. Bă, mâncai dulce. Vreau să-l micuți. Ce zici? Hai, Hana, te-a fost un bucai. Am văzut. Doamne, era o chestie cam așa de mare, cu doi clești în spate, ce e? Era gri cu alb și cleștii erau roșii. Sau, mă rog, portocaliu. E lăcustă, mă, lăcustă care a crescut mai mare. Nu mai dacă o vedeam. Vrei să o adu? Este? Da, adu, hai. Rupe frunza cu tot. Aduce fița creatură. Da, da, da. Vedeți crucea roșie acolo, pe direcție ei mergeți. Mă las-o, frate! Ești prietenesc.
6 ani. Mai dă-ți dată pe ăla, ca să puteți face pe ăla. Mă dă-ți dată pe ăla, ca să puteți face pe ăla. Are curățul. Uite de asta, de asta. Mamă, ce sunt ăștia, știi? Cărăbuși. Nu sunt cărăbuși. Cockroach. În engleză sunt cockroach, dar în română nu. Guai. Uite și nu am arăt. Ai văzut poliția? Ce de ce? Te gândai. Da, ai văzut poliția cu gând de ce? Nu putem nici noi să luăm în sufletul nostru, mintea noastră nu poate să descrie. Ei, dacă vreți, uitați acolo culmea aia, ajunge la 1700, nu, acolo. Acolo e Vlașcu. Vlașcu mic în stânga, Vlașcu mare în dreapta, dar Vlașcu mic e mai înalt, 1700 de metri. Am fost acolo pe Vlașcu, când mai era zăpadă sus și sub el era plin de brândușe violete. Știți unde am găsit așa zăpadă și multe brândușe? La Semenic. Știți? Erau pe... Da. Am fost și eu și am prins odată. Să ne urcăm pe aici. Printre... Da, da. Venim și noi.
Păi nu plouă. Nu-i trăznește. Nu scar nimic până nu dai telefonul. Ți-l dau, hai. Da, Alex, vi. Da, stați, să-i dau telefonul. Dă mi și mie pe acest. Hai, pa. Să pune filmarea pe Facebook, dragul. Nu intrați, bă, și dați-mi like acolo. Domnul, dar unde ne oprim un poli? Care poli? Ce ușor pare, zici că, ziceți că imediat mergeți în sus, imediat. Imediat. Dar nu e. Unde erau? Unde erau? Să vedeți și roșia lui. Da, unde erau? Am lăsat plasă la cineva și au fugit după ei. Dani, vezi că te fotografiază. Nu, nu e prima oară. Știe bine. Unde suntem pe hartă? Până-ți. Nu mă, ce nu? Când te prinde odată? Asta e cum. Oricum am apăză. Asta e. Așa se numește poiana asta. Este o poiană pe teren calcaros. Și așa poartă mea de crovezi, e lăsat în jos. S-a fundat, s-a lăsat pământul din cauza că calcarele sunt dizolvate de apa de ploaie care are dioxid de carbon în ea. În ani de zile, în timp. Seamnă cu depăsire. Du-te, du-te! Ba, du-te, că nu fugim! Uite-i, mă, bichilași. Da, ăla rotunde și ăla, bă, te-ri! Ăla rotunde și ăla, bă, te-ri! Ăla rotunde și ăla, bă, te-ri! Ce mai spus din ele? Mă, nu-i urmă! Trage cum Alexandra, te dai. Mamă, domnul dintre toți, cine mănâncă cel mai sănătos? Eu. Noi. Eu. Domnul. Eu. Domnul. Dar în cabană că erau vipere. Pot să fie. E părăsită de mult și ele se... Ia de parcă s-a dat soare. Ne îmbrăcăm. Alexandra, haine. Alexandra, picioarele toate de casă trebuie să ajungem. Domnul, trebuie să atingem domnul. Stopa, vă opriți-vă. Ce ca bani, ce ai zis, luai am un timp. Ce ca bani, ce ai zis, și mai avem așa mic. Ia-mi, dai puțin fără. Vreau să-mi iau busola. Iasmina! Tranquila! 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 Iasmina! 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 Uite-l-am cum vă vedeți.
Băi, tu nu vezi că eu nu am vrut să care nimic? De ce trebuie coco? Lalipop. Uite, asta mă ce-am găsit. Ia la coco. Bă, dar m-am trebuit să mai fac. M-am dus după aia, că aia era mai mare. Daddy! Vreau pot cu apa în cap. Da, vrea. Neapărat. Bogdane! Am găsit șapte! Eu mă uit din bogdane! Bă, n-am găsit din bogdane! M-a aruncat în pânță! Dicu! Pentru binele omenirii! Dicule, gata cu prostile de la patru! Mâine avem! Mâine avem! Mâine avem! Lucrare? E semnal? Leneșul meu. Ei, se odihnire. Andrei e Leneș. A venit cu aparatul. Cu telefon. Ia-l Denise, da? Nu! Uita la ceas! Uita la ceas! Dați-i una, doamne.
Vă zici că, doamne, doamne, te-ai pedepsit. Nu știu de ce. O, să te zici că vorbim. O leacă vreau să spun eu. Doar acela. Nu mă mai zic nimic. Cine a dat? Da, cu condiția să prepare mama. A luat așa ceva. Sigur că da. Păi și trebuia să te întorci înapoi? A, deci dacă nu e mama, îl pot căra. Are el ceva. Că vezi, unde te mie rucsacul, dragă? Ia uite, să fie acolo primul, lângă vire și alergi. Ia uite că e ruță. S-a mai ușurat un pic. Asta sticla de apă le-am dat o băută? Ce fac cu ea, Zache? Și-o luăm pe stânga sau pe data, domnule? Domnule, pe aia. Nu. Încă muntele? Nu. Ba da. Săranul e pe Iar la Teddy, pentru că e înalt, n-are stabilitate, are centru de greutate sus. Ce rușe vețe lume! Didi! Didi! Aici ai poarta! În față, care e. Bă, tu s-a dus peste cap așa! Da, Dariu, jos! A, stine-l puțin! Ma, a, ești tărat? A, te duci pe... Bă, da, de unde?
Da, și scrisul poză calul și mânzul lui. Da, și mie care vă place. Doamna, uite, le iau pe la. Eu nu mă apropii de cai. Trebuie să prindem cai. Bă, pui niște poze acolo și tu la cai. Și cu lumea. Hai să ne facem o poză cu cai. Vreau și eu o poză cu cai. Dar nu apropiați. Doamna, că nu mușcă. Nu vă apropiați că poți să dea cu piciorul. Nu. Sunt cai de la Izvernă. Ei țin toată Valra Munte, au și unde să alerge, calul are nevoie de teren să alerge, să se antreneze și au și ce mânca. Aer curat, vedeți cât sunt de lucioși, cât sunt de frumoși. Asta e oamenilor sau sunt așa? Ai oamenilor, da, da. Mamă, ajută să brunet, zici că a fost la salon. Alb cu părul negru, vedeți? Gheo, vino cu a. Să uitați, doamna, mânzul acela, da. Uitați-le acolo. Toți nu, dar așa să uite alb? Da, da, da. Cu părul negru. Cred că-i vreo herghe. Da, și pe ăsta, fă-i și l-o ăsta. Fă-i și l-o ăsta. Ei ne fac demonstrații așa de lor. Îl place să alerge. Super sunt. Da. În august se fac și mai frumoși. Acum nu e mult de când au venit în munte. Doamna, v-a zis că aia mama, nou, nu, că acea albă e mama, pentru că mânzul suge, vedeți? Acasă n-au trăit atât de bine ca aici. Pentru că la maro e bărbat. Deci s-a văzut. Pentru că aia albă e mama, că suge. Că nu vedeți doamna că suge. Cine a creat? Atena, doamna. Și Poseidon pe cel de luptă. Poseidon sau Ares? Păi... Că pe ce n-am ales? Ce-a dat Atena? Grecilor. Ce-a dat Atena grecilor? Doamna, ați văzut acea familie fericită. Ți-a spus ție? Ți-a spus ție că sunt fericit? Nu știu acum dacă sunt fericit, dar mie așa mi se par. Și dacă se ceartă din când în când? E, asta e alta. Mamă, ce funcție e alta. Mamă, ce frumos e ala, alb cu coamenul negru. Data mai păstrăm și pentru alte. Bye.
Păi și rezistă, uite. Băi, nu vreau să-i rezistau trase. Au zis, mă, frate. Și o să-i dau CSM și borseta mea pe asta lui. Așa făcea. Ce borseta are? Ce borseta are? Deci, ai luat-o de la guvernare și nu mă cam așa. Aaaa, uite cum fac eu cu ochelari, să-mi țină bretonul. Eu nu mă uite cum l-am făcut. Adică stai. Acum ai o luptă mie. Uite, e milă și să urc. Dacă nu se duc în spate și îmi dau cuiva din urmă și din urmă. Moi. Ai 60 de kilograme. Da, nu. Bă, tu știi ce fibra mea aici? Unde? La frigider. La frigider. Te ridic într-o mână dacă nu vreau. Hai, e și mai mult. Hai, e din asta. Tu pe asta prima mă și pe fiul tău. Soțul. Păi dacă Constantin. A, și el e Constantin. Da. Deci v-ați pe și praznicul. Perfect. De fapt tot e Sfântul Constantin și Elena e, dar n-am făcut niciodată. Nici măcar nu l-ați pomenit? Nu. Da, dar noi avem pe Sfântul Gheorghe, dar de obicei e pomenit, doar atât. Da. Capitala, la mine nu există așa ceva. În zona mea nu există așa ceva. Pe mai bine mi-i dă mie umbrela aia. Mai bine mi-i dă mie umbrela aia. Nu! Te prostii frigul și pe tine. Da, păi să știu. Asta e șir indian, ca așa ziseră, că facem șir indian. Asta e turmă de oi în toată regula. Sub formă de grămadă e asta și ăsta indian. Mergeți până la mine. Stai, mă, hai, hai, Denis. Stai. Treci, treci mai sus, că stau ei agățați aceia. Un pic mai sus și te oprești. Mi-e frică de la cim. Pardon. Așa. Vă opriți acolo. Ce mi-e aici? Dă-mă și mă, că nu v-am plânge să uitați-mă ce aveți în cartea ala. Nu s-a dat nimeni să fotografie. O să duc speak-up-ul pe aici, lui domnul.
Oi, Nana, tu n-ai. Unde? Da, data viitoare cu piscina. Păcat să nu se vadă. Nu mai avem. Dar mai întrebați de multe ori. Fii optimist că mai avem, nu te întrista. Mai avem, mai avem. Știu că ție-ți place să urci pe munte și te tem că se termină. Da. Da. Mai e un pic. Îmi place să mă urc în pat, domnul. Foarte frumos. Singur? Da. Lasă că după drumul ăsta să vezi tu ce bun e patul. Mai știu, mai până unde ajunge o să facem cârnații. Imediat. Știi? Era milă seara. Că? Uite, șoare! Dar cum e șoare? Uite, izerna. Uitare. E așa că i-aș minat Dodoreu. Aia, ce vedeți acolo, este Prejna. Și Zerna e mai la stânga. Tot așezare. Când coporâm. Cred că nu mai jumătate din drum. După ce facem focul. De la foc la vale, coborâm aproape tot timpul. La vale, poena. Poen, 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 poen. Cât mai avem până facem? Dar prima nu e aia cu focul. Un pic. O fugă de iepure până ies ochi, atât. Lasă-mă! O lăsa-arăți voi pe doamna dirigită singură, dar vă întâlniți voi la română cu dânsa. Așa, e, cred e că le merge. Acum se vede medvedul bine, dacă vă uitați. Asta e medvedul. Vârfulețul ăla de sus, de acolo, pietrele albe. Pe acolo am venit eu, sub el, mai jos de el, mi-am pus cortul. Și am venit pe culminarea pe acolo. N-am găsit apă până jos, acolo, unde am găsit un izvor pe care l-am și curățat. Și după m-am întâlnit cu ciobanii și mi l-a arătat pe ăsta pe care o să-l vedeți. Gata, Florina! Din copac vin tu, nu știu dacă cu tu copacul le împuținezi. De ce asta știu? Ne reduci, le... Vlad, ești Puti! Eu și cu Dunamă ne bucărăm. Și cum îi zicea mamă. Haideți, Dumnezeu! Bă, Teddy! Te-ai văzut cu mesaj de ăla cum venit în Serbia, ai prins lucrat și pe tonele. Mamă, ce e! Nu am semnat! De care trimite Teddy? Contactează-mă! Gata! Mă aplec să-l miros. Încolo, încolo. Mergeți pe potecă și vă opriți undeva la 100 de metri ca să aibă toți loc să se încadreze pe potecă. Asta e drumul, dar nu l-am pierdut prin poenii pe acolo pe unde am mers noi. Nu mai mult, nu, nu. Suntem aproape. Piatră! De ce nu te-am sunat pe cărare, domnul? Păi am mers, dar am pierdut-o la un moment dat. Da? Am avut, da.
e mascată intrarea din cauza crengilor și n-am aflat-o pe unde a fost mai larg. Și când a fost mai larg, nu era pătăt. Ai! Te-ai lovit rău? Simte de ea până jos și coboară pe partea asta. Nu e așa de... Arată-le unde e locul ăla pe ciudat cu... Că nu e așa de alunecos, ce nu înțelegi? Violeti, pe aici, domnului, tot pe acolo, ca voi. Doar. Pe acolo, mă, pe acolo. Înțelesam. Trușchezi. Păi, deci cu ăștia doamne, mai Denisa, îți place mâna mea. Denisa, ia uite. Și mai rău ca la scăriță, domnule, aici. Ai plecat. Mai rău ca peste tot. Ce ai, vezi că uite ce are pe mâini! Hai, hai să mergem, hai! Hai, stai! Să lasă! Eu sunt mândră că n-am căzut deloc. Mai e timp. Nu fi trist. Așa am zis și eu una. După parângă, o excursie, nu știu ce excursie. Acum, că facem climatic? Pe partea aia. Nu credeam că o să mai cap vreodată, pe piede. Pe partea aia. Ce? Pe partea aia, că nu e așa de al lucru. Da. Mă discuție singură. Auzi, ia puși panta de cică, mi-ai unghiul. Da, supra cam mai și picat. Ce m-a lovit. Bă, nu merge singur. Păi ce, te duci cu... Mai de dură și alții. Și te doare? Țineți-vă de creier. Ții în fundul. Ia-mi doace-te. Să-ți iau și vețele de la Iasmina. Și rup, sără. Vreau și eu, dacă se poate. Când o găsim pe Iasmina, o să încerc. Unde este vă? Aici l-am văzut, aici, dar mă uit. Doamne! Monstru faza aici. Te rog, încerci să-ți trebuie să-mi ieși. Și care speram să scap fără nicio căsătură. Domnul zice că sunt în Serbia. Ce? Telefonul zice că sunt în Serbia și să plătesc nu știu ce tarif. Oricum nu am minute pe ăsta sau credit. Măi, Flavius, pe acolo am zis, o las pe acolo, că nu e așa de alunecos. Nu zisești. Ba, zisei. Doamna, luați-o pe cealaltă parte, că nu e așa de alunecos. Uitați pe acolo. Pe acolo. Unde? Luați-o, doamna, pe acolo, că e mai bine ca aici. Mă, am zis, doamna, tine neblea. Alune pe neblea. Acum. Da? Zăci să alergă! Ce ai de ce faceți? Bălinte? Pe partea aia, băluți! Alex! Știam că așa o să zici! Manafule! Dar ție îți place să zică manaful? Nu! Păi și atunci? Din greșeala i-am zis așa! La tine greșeala e de când plecară ține excursie! Nu e adevărat, îi să-i Alex! Ba nu! Îi să nu mai băluți! Îi să-i Alex! Îi să-i și Alex! Nu mă face! Gădui ceva nici cum face! Da, îi să-i și Alex! O singură dată, lasă-mă, faci că nu se simte. Doamna, pe partea aia. Ia o pe doamna de mână și o pe doamna. Lasă! Hai! Lasă! Gata, pe ce-a fost mai greu a trecut? Yeah, greu! E prea mult! E o chestiune de corazon aici. Cât de mult mă spune ce-am jucat de mult de ajuns? Și uite, am fost pe acolo. Nu ai fost pe acolo. Tu vii din partea aia. Dar noi unde mergem? Încotro?
Ca acasă. Băi, cabana pe care... Dar eu rog. Să nu întrebați cât mai avem, că o să primim răspunsurile prostești. Alcool, da? Da. Poate ce nu-mi place. Ai găzut, am deschis. O, am rupt. Păi și mie mi-e tocară. Și eu am rămas în porție. Deci mă atent, copii. Ce nu e dobita? Gata, altcineva asta care gunoiul. Domnul, cine e? Spate, nu. Dar eu nu întrebați cât mai avem, că o să primim răspunsurile prostești. Alcool, da? Da. Poate ce nu-mi place. Eu am deschis. O, am rupt. Păi și mie mi-e tocară. Și eu am rămas în porție. Deci mă atent, copii. Și eu am rămas în porție. Și nu e dobita. Gata, altcineva asta care gunoiul. Domnul, cine-i pe... Spate, nu. Doamne, știam cum se numește, dar din nou. Te rog frumos. Bă, sunt vipere. Alexandru, Băi, ori dacă ești aici, de la Național, dacă ești aici. Vreți să stai și tu aici? Bă, du-l-am, nu mai spui pan. Ia uitați-vă aici ce face. Skipi! N-am unde să mă dau și eu. Abia am loc. Mă dau de la o parte din aici. Lăsați. Ia uite-și la asta ce cârnavă. Bă, dar nu e cu... Ia uite-și, gata. Cine vrea ce? Andreea, ți-l pe ăsta la voi. Nu! Stai, văd ce fii cu el. Dar frate, l-arunci în foc și e alt. Cârna. Ce m-a luat du-l-am în foc? Ia mă de aici. Ăăă, foc! Vedeți ce greu e să gătești? Acum să-i credeți pe cei care gătesc în fiecare zi pentru voi. O de aici cârna de 3 lei. Bă, el-o pe cârnatul. De fapt, eu văd! Da-i așa ceva, frate! Bibi, l-a făcut!
dar! Ce, bă, bă, și ce, bă? Bă, poate dar! Mă, uite-te la al meu, frate! Cine are o farfurie? Cine are o farfurie? Băi, bă, domnul, ia uite, asta mă cânt. Mai trebuie puțin. Mai prăjește puțin. Bă, Alisa, da, duci tu ăla în mine. La, la suprafață este, dar în interior nu s-a pătruns. Să te fere să nu curgă pe haine. Bravo! Am făcut unul. Mai avem 4 ore de mers. Vezi că poate îl vezi pe jos. Dar nu prin tufărișuri. Mergem pe Poiene acum. Mai mult coborâm. Puteam în drum, merită să zic. Ce spui? Da. Ce se îmbină cu roșu de când ne-a sumilosul de bani cât de aici? Nu, frate, e bale. Nu-l mânca pe ăla. O târnă, o târnă. Știi? Nu. Nu, ce da? Vreau să... Bebeță mine. Dar aveți cele umede! Acolo este frumos unde gătesc copiii. Acolo e foc. Ia uite unde a ajuns sără copiii aia. Domn profesor, nu am ajuns acolo, domn, am pus și pot. Mie? Dani, ușa să nu cari! Să vedeți ce poze v-a făcut, domnul. Strigați-i să vină. Da. Că plecăm. Plecăm! Mai ai sucul ăla. La cine e? Te circunsezi de tot, doamne? Hai! Frate, nu ți-e frig! Nu ți-e cald, pardon! Cine mai vrea cărnăciune? Uite! Eu, știi cum? Alegem așa frumos pe panta asta care se vede și acolo zis că așa. Îl căzând pe aia. Claudia, unde ești la asta? La Manaf! Manafu! Unde ești la? La mine! Nu mai vreau fără. Profesor? Da. Nu e al meu. Ba, el
mânca, ea, nu, iară, nu, iară, nu mai pot, nu mai... Nu se mai... Da, uite, doza, doza. Și că a făcut. A făcut. Piciule! Băi, 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 Filmați focul de tare. Îi filmez oamenii de pe lângă. Stai să apăși. Bine că ne bași tu în cad. Păi da. Serios, mai domnul, poți să vă rog și ceva? Să-mi dați și mie pozele cu partea mea. Nu, ceva. Vă aduc și Diu. Îți dau de să mergem, nu? Și venim un pic mai târziu, dar să vă dea domnul să ajunge. S-a fi s-a oprit ploaia, dar ne-a cam mutat. Ne-am așteptat în sub niște acoperișuri, da? Asta este, dar știți pe ce? Mergem și mă gândesc că nu au timp să... Da, da, da. Că și eu sunt udă din cap până în picioare, da? Asta este. Îmi pare rău, dar uite cine se m-a mutat și la meteo și ziceau că vremea e ușor instabilă, dar nu așa. Domnul data viitoare să ne anunțați dacă e tot de felul ăsta. Domnul data sperietoare de ciori. Ăla-i pe urmă, ăla. Ei, nu e așa multă apă, totuși. Trebuie să urcăm muntele ăsta. Miciu, deci Thank you.
Cred că mi-intră până aici, dacă mi-intră, pentru că tu porțezi aeroport XS, de fapt, porții aeroport M la pantalon. O oră și ceva. O oră și? Până în satul ăla? Da. Mergi pe lângă. Da, să vă opriți, să nu-ți vă duceți. Că poate că se duce în jos. Vă opriți la 10 metri și mă așteptați, că vin imediat. Da, să ieși bătea pietrele jos, că nu mai știa ce să mai face. Mamă, eu nu mai pot, mă, băi. Ce? Dai tu cu mine și cu drușchi. Păi oprește-te și rezolvă. Mai având la magazin așa ceva. Aș veni, frate, cu bicicleta aș veni autocar. Hai, dragi, mă! Reușești?